sediul parchetului Instanței Supreme. Curte de Casație și Justiție, la data de 10 noiembrie 2021. În noul rechizitoriu avem persoane trimise în judecată pe Ion Iliescu, fost președinte al României, Voiculescu Voican Gelu, fost viceprim-ministru al Guvernului României, și generalul în retragere Rus Iosif, fost comandant al aviației militare. În sarcina inculpaților sunt reținute infracțiuni contra umanității prevăzute de articolul 439, literele A, G, I și K din codul penal. Având în vedere faptul că anterior a mai fost emis un rechizitoriu, la data de 5 aprilie 2019, în privința căruia Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut neregularități și că nu se poate trece la începerea judecății, sunt necesare următoarele precizări. Reluarea urmăririi penale s-a dispus la data de 21 martie 2022, după ce dosarul a fost restituit fizic de la Înalta Curte la data de 14 februarie 2022. Actele de urmărire penală necesare, conform dispozițiilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, și redactarea rechizitoriului, au fost efectuate într-un interval de 5 luni și 15 zile. Conform legii, procurorul care a emis anterior rechizitoriul din 2019 nu a devenit incompatibil să efectueze actele dispuse de instanță și să finalizeze urmărirea penală. Doresc să subliniez că o eventuală repartizare a cauzei către un alt procuror ar fi însemnat un volum de muncă și de timp foarte mare, necesar numai pentru studiul inițial al dosarului, ori obiectivul nostru a fost acela de a nu prelungi în mod nejustificat durata cercetărilor. Concepția rechizitoriului este centrată pe acțiunile intervenite în perioada 22 decembrie-30 decembrie 1989, după părăsirea sediului Comitetului Central al PCR de către Nicolae Ceaușescu. Doctrina internațională privitoare la crimele împotriva umanității, în legătură cu articolul 33 al Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, stabilește că sunt exonerați în mod explicit militarii care săvârșesc fapta ca urmare a unui ordin militar de acțiune. Într-un asemenea caz, responsabilitatea penală va incumba persoanei care a dat respectivul ordin. Legislația penală internă este aliniată cu aceste cerințe, având în vedere dispozițiile articolului 21 din Codul Penal, care stabilește că nu este săvârșită cu vinovăție fapta prevăzută de legea penală dacă ea este săvârșită în îndeplinirea unei obligații impuse de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de autoritatea competentă, dacă această obligație nu este în mod vădit ilegală. Conform principiilor care reglementează organizarea și funcționarea armatelor, în orice conjunctură de tip militar, cei care sunt obligați să execute ordinele ierarhic superioare nu au posibilitatea să înțeleagă ansamblul situației, cu atât mai puțin al unei situații complexe. Aceștia nu au nici autoritatea de a interpreta în mod individual o anumită conjunctură militară și de a acționa contrar ordinelor primite. Doar cadrele de comandă militară care dețin funcții ierarhic superioare au acces la o informare complexă și astfel au posibilitatea să înțeleagă ansamblul situației militare și să emită ordine în consecință. Se impune de asemenea o clarificare în privința cercetării evenimentelor care au constituit Revoluția Română din decembrie 1989. Aceste evenimente au făcut obiectul a 4.544 de dosare penale. Foarte multe dintre aceste dosare se găsesc reunite în dosarul pe care astăzi îl înaintăm în Altei Curți de Casație și Justiție. Dar, istoric, trebuie subliniat că în 112 dosare, secția parchetelor militare și celelalte parchete militare au dispus trimiterea în judecată a 275 de persoane, dintre care 25 au fost generali, 114 ofițeri, 13 subofițeri, 36 de militari în termen și 87 de civili.
În sarcina acestora s-a reținut că prin măsurile dispuse sau acțiunile întreprinse au contribuit la producerea victimelor înregistrate în timpul evenimentelor din decembrie 1989. Între civilii care au fost trimiși în judecată și condamnați sunt foștii membri ai Comitetului Politic Executiv, al Comitetului Central al PCR și foști miniștri. Majoritatea persoanelor trimise în judecată au făcut parte din structurile de conducere politice și militare ale fostului regim, cu privire la care s-a stabilit că au adoptat măsuri sau că au acționat în vederea reprimării demonstrațiilor împotriva regimului comunist și a dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. Cele anterior prezentate reprezintă evidența cu privire la preocuparea Ministerului Public pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor, militari și civili, responsabile de survenirea numeroaselor decese și de producerea rănirilor de persoane în cursul Revoluției. În numele Ministerului Public, în încheiere, doresc să subliniez importanța soluționării acestei cauze istorice de care se leagă începutul democrației în România. Informațiile tehnice despre rechizitoriul emis la data de 29 iulie 2022 și pe care l-am confirmat astăzi, conform articolului 328 din Codul de Procedură Penală, în calitate de procuror ierarhic superior, sunt disponibile în comunicatul pe care l-am postat pe site-ul Ministerului Public și de asemenea... Am ascultat...